seara, sunt Florina Găzdaru și vă invit să urmăriți știrile Euro TV. Medicul chirurg Adrian Cotârleț, apreciat de mii de pacienți, este în prim planul unei recunoașteri universitare. Universitatea George Bacovia și revista Economie, Transdisciplinaritate, Cunoaștere i-a conferit premiul pentru management în domeniul serviciilor de sănătate. Sala Senatului Universității George Bacovia Bacău a fost ieri locul de întâlnire a mediului academic, dar și al colaboratorilor revistei Economie, Transdisciplinaritate, Cunoaștere, condusă de profesor universitar dr. Dumitru Marius Paraschivescu, pentru acordarea premiului anual Dumitru Rusu, distincție oferită de două decenii marilor personalități din literatura economică, directori și manageri practicieni, dar și tuturor celor care contribuie pozitiv la bunul mers al activității unei comunități. Azi am îmbunat premiul anual al revistei noastre, Economie, Transdisciplinaritate, Cunoaștere, unui distins și performant manager, este vorba de profesor universitar dr. Adrian Cotârleț, directorul și, în speță, managerul Spitalului de Urgență Băinești. Sunt foarte bucuros că bordul editorial a făcut această alegere și că, în unanimitate, valoarea acestui om deosebit a fost recunoscută atât în plan medical, cât și în plan științific și managerial. Profesorul universitar dr. Adrian Cotârleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, și-a confirmat modestia care îi dublează calitățile de medic. Premiantul a subliniat meritele celor alături de care a lucrat în tot acest timp. Într-adevăr, managementul văd că vine puternic din spate și vrea să-l concureze pe chirurgul Cotârleț. Sper că cu aceleași rezultate. Această distinție mă onorează și în același timp mă obligă. Am în continuare datorii față de acest Spital Municipal de Urgență Moinești, unde acum 30 și ceva de ani am intrat ca și medic stagiar și sunt ceea ce sunt datorită în special acestui. Acum aproape 15 ani eram toți la debut, bineînțeles mult mai tineri, și vroiam să vedem dacă se poate. Am spus colegilor mei că ne trebuie 10 ani ca acest spital să fie spital, nu lozind spital european. Unii dintre ei și-au dat chiar câteva coate, nu s-a suit bine pe scaun și uite unde gândește. La 10 ani, bineînțeles că am avut atul meu și am fost eu cel care am spus apăsat, am câștigat un pariu, fiindcă în primul rând a fost un pariu cu mine însumi, dacă se poate. Se pare că s-a putut acest lucru, dar încă o dată accentuez ideea de echipă. Oameni show, managementul medical actual, nu cred că poate să existe. Au fost prezenți la această festivitate și reprezentanți ai autorităților locale și județene. Prefectul Constantin Pocovnicu, președintele director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate dr. Mihaela Ion, director Idea Bank Bacău Daniela Burlacu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Doru Simovici, primarul Moineștiului Viorel Ilie, viceprimarul Bacăului Vasile Tescaru, directorul Centrului de Cultură George Apostu Joe Popa, rectorul Universității George Bacovia Bacău profesor universitar dr. Tatiana Puiu, președintele conducerii Universității George Bacovia, profesor universitar Toader Gerasim, președintele conducerii Universității George Bacovia, dar și profesorii universitari Dumitru Bontaș, Nicolae Lupu, Nicoleta Botez, Gabriela Fotache, alături de studenți și chiar reprezentanți ai mediului de afaceri băcăuan. Oamenii se plâng adesea de condițiile mizere din spitale și de instrumentarul medical uzat. Deși Bacăul are un spital de rang european, puțin știu să păstreze și să respecte munca altora, mai ales că am contribuit cu toții la investiția renovării instituției. Conducerea Spitalului Județean Bacău este foarte revoltată pe cetățenii care uită de bunele maniere când intră pe ușa unității și strică sau fură tot ce le iese în cale. Spitalul județean a fost renovat cu bani de la Uniunea Europeană, dar și din contribuțiile de la buget. Lucrarea a fost greoaie și costisitoare și încă mai sunt multe de făcut. Problema este că nu prea se văd lucrările pentru că oamenii strică, distrug, murdăresc sau chiar fură. Deocamdată lucrarea se află în perioada de garanție, iar constructorul este obligat prin contract să repare aceste stricăciuni din banii lui. Dar ce ne vom face când garanția încetează? În ritmul în care alții strică bugetul și așa sărăcăcios al spitalului, nu-și va permite să repare daunele. Ceea ce ne doare pe noi este faptul că
Până acum, constructorul, dată fiind perioada de garanție în care se află încă lucrarea, a fost nevoit să înlocuiască mobilierul de aici, din sala de așteptare, de două ori până acum, pentru că au fost rupte scaunele. Iar paznicii noștri, care umblă pur și simplu prin tot ambulatoriu, au găsit pe cineva care voia să desfacă un calorifer și să plece cu el acasă. Au prins cu instalațiile sanitare din băile de jos, băgate sub haine, inclusiv cu un coloc de toaletă. Toată zona de pe holuri, pentru că oamenii stau cu picioarele, se sprijină de pereți și stau cu picioarele pe pereți, a fost vorbită până acum de 3 ori. Toate lucrurile acestea, vreau să vă spun, că s-au făcut pe cheltuiala constructorului, pentru că, repet, lucrarea este încă în garanție. Problema este că după ce se termină garanția, va trebui să facem noi lucrările astea și nu cred că ne vom putea permite să înlocuim instalații sanitare, calorifere și mobilier atât de repede pe cât o deteriorează populația. O altă nemulțumire a întregului personal medical din ambulatorul Spitalului Județean este că niciunul dintre pacienți nu folosește sala de așteptare. Toți care stau la rând pentru consultații se încăpățânează să aștepte îngrămădiți în fața cabinetelor. Aerul este prea cald și inevitabil se aglomerează holurile, oamenii stând sprijiniți de pereți și de mobilier, deteriorându-l. O asistentă care dorește să treacă pe hol cu un pacient în cărucior cu rotile sau un pat mobil trebuie să își facă loc prin mulțimea îmbulzită. Toate acestea în timp ce sala de așteptare e goală, aerisită, dar nefolosită. Consultațiile se fac pe bază de programare în ordinea bonurilor emise, așadar nimeni nu intră înaintea nimănui. Ordinea intrării poate fi urmărită de pe panourile din sala de așteptare, dar oamenii nu înțeleg și stau în picioare, ore în șir, în fața cabinetelor. Investiția în modernizarea ambulatorului de specialitate a costat unitatea noastră 4 milioane de euro, aproximativ 4 milioane de euro. Adică asta înseamnă că a fost modernizat absolut totul, începând cu infrastructura, terminând cu instalațiile sanitare și culminând cu ceea ce se vede aici, o sală de așteptare ultramodernă, dotată civilizat, cu locuri de așteptare, cu monitoare pentru a vizualiza bonurile care au intrat. Nu este foarte folosită sala de așteptare, din păcate. Oamenii preferă să stea tot în fața cabinetelor medicale. Rugămintea cadrelor medicale este ca populația să aștepte la rând, civilizat, în sala de așteptare, special creată pentru acest lucru, iar dacă doresc să utilizeze toaletele, să nu plece acasă cu obiectele sanitare sau cu piesele de mobilier. Vandalizarea, distrugerea sau furtul contravin legii și se sancționează cu amenzi usturătoare sau chiar dosar penal. În ședința ordinară de joi a Consiliului Local Focșani, primăria va pune în discuție subiecte arzătoare pentru cetățeni. Printre problemele discutate, municipalitatea va lua o hotărâre cu privire la impozitele din 2016 pentru clădirile lăsate în paragină și terenurile nelucrate, care se vor scumpi cu până la 300%, respectiv 500%. Primăria mărește taxele de 3 ori pentru clădirile lăsate în paragină. Proiectul referitor la impozitele locale din 2016 prevede crearea unui cadru legal pentru ca administrația locală să obțină sume importante de bani de la proprietarii hectarelor de teren de la fostul MOPAF lăsate în paragină de actualii proprietari. Proiectul de act normativ prevede cum criteriile de încadrare a clădirilor sau terenurilor intravilan în categoria neîngrijite se vor stabili printr-o procedură a directorilor de specialitate din cadrul primăriei Focșani, aprobată prin hotărâre judecătorească de Consiliul Local până la data de 30 aprilie 2016. Aceeași procedură va determina modul în care se va stabili anunțarea proprietarilor și perioadele de grație pentru remedierea și intrarea în legalitate. În cursul lunii precedente, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău a aplicat mai multe sancțiuni în cadrul controalelor, unde s-au depistat mai mulți angajatori la care lucrau persoane fără formă de muncă legală. De asemenea, s-au aplicat amenzi pentru nerespectarea siguranței angajaților la locul de muncă. În cursul acestei luni au fost controlați 354 de angajatori, au fost aplicate 71 de amenzi, totalizând aproximativ 500.000 de lei. Inspectorii de muncă din cadrul Corpului de Control Relației de Muncă au verificat 159 de angajatori la care lucrau peste 400 de salariați.
Au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 125.500 lei. Astfel, au fost depistați 9 angajatori care practicau munca fără forme legale, fiind aplicate 9 sancțiuni pentru munca la negru în valoare de 90.000 de lei. Tot în domeniul relațiilor de muncă au mai fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legislației privind munca, nerespectarea prevederilor legislației privind repausul săptămânal și nerespectarea prevederilor hotărârii guvernamentale 500/2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 195 agenți economic. Pentru neconformitățile depistate au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 300.000 de lei. Tot în acest domeniu precizăm că au fost înregistrate 13 comunicări de accidente, din care 5 mortale și 8 soldate cu incapacitate temporară de muncă. Principalele nereguli sancționate au fost nerealizare măsuri dispuse la controlul anterior, instruire necorespunzătoare, lipsa controlului medical, neîntocmirea unui plan de prevenire și protecție și echipamente de muncă necorespunzătoare. În perioada lunii noiembrie, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă au primit 55 de sesizări, din care au fost soluționate 46. Marea majoritate a acestora au avut ca obiect neplata unor drepturi, restul reclamând încetarea abuzivă a cărții individuale de muncă, neacordarea preavizului legal de către angajator, neîncheierea unei cărți de muncă în forma scrisă și refuzul angajatorilor de a elibera diverse adeverințe privind derularea raporturilor de muncă între societatea comercială și salariați. În luna decembrie, Teatrul Municipal Bacovia își invită publicul la 2 programe speciale de iarnă. Teatru de poveste destinat copiilor de toate vârstele și teatru de vacanță destinat tinerilor, adulților și pensionarilor. Teatrul Municipal Bacovia și Moș Crăciunul Iubitorilor de Teatru vă fac un dar în luna decembrie. Pe lângă programul Teatru de poveste destinat copiilor de toate vârstele, vi s-au pregătit și teatru de vacanță, o invitație la spectacol pentru tineri, adulți și pensionari. În cadrul proiectului său Teatru de Vacanță, Teatrul Municipal Bacovia vă invită să vizionați în luna decembrie mai multe producții independente ale actorilor băcăuani, spectacole de succes premiate și iubite de public și un concert extraordinar de Crăciun sub conducerea dirijorului Robert Guter din Statele Unite ale Americii. Programul este derulat în parteneriat cu Teatru de Cartier, Teatru din Clopotniță, Asociația Muze Colorate Bacău, Filarmonica Mihail Jora și Penitenciarul Bacău. Astfel, de joi, de la ora 13, la Teatrul Municipal Bacovia, în Sala Mare, veți putea viziona Nimic nou despre Shakespeare, adaptare după visul unei nopți de vară de William Shakespeare în regia lui Ion Coșa. Din distribuție fac parte deținute din custodia penitenciarului Bacău și actorii băcăuani Adina Iftimie și Ion Coșa. Piesa este o producție independentă realizată în parteneriat cu penitenciarul Bacău. Spectacolul a fost invitat și s-a jucat în luna noiembrie la București la Festivalul Multiart pentru Deținuți. Prețul unui bilet este de 5 lei de persoană. Pe urmă, de la ora 18, Anton Durcovici, omul cu fața de bronz, vă va limpezi mintea și sufletul în aceste vremuri tulburi. Biletul costă 10 lei. Vineri vi se pregătește Transit, de la ora 20:30, piesă în premiera absolută de Vali Bolat în regia lui Valentin Braniște. Costul intrării variază între 20 și 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Acum știți cum să vă petreceți serile, iar dacă vreți să continuați la fel și în weekend, vă vom ține la curent cu informațiile Teatrului Bacovia în jurnalul EuroTV de vineri seara, unde veți afla ce evenimente vi se pregătesc. Vă prezentăm în continuare prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, precum și alte informații pe scurt.
Aici punem punct jurnalului de astăzi. Echipa Euro TV vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară liniștită. La revedere!